atenție înainte de asta, i-a zis să stea într-un loc, n-a stat în alt loc, deci dă semne din ce în ce mai clare, da, de semne. Mai știi secvențe? O avem secvențe când îl aplaudă tot așa la un summit și el face așa un gest de la de mai vedeam pe la tata. Uite-te la el, fii atent, e dus. Uf. Și uite, încearcă să se ridice, nu reușește. Da, da. Uite aici, ia fii atent, fiți atenți la mimic, la, da. Aici e cam trist. Și la... Băi, tristețea adevărată, îngrozitor, nu este la adresa lui. Pe persoană fizică, tot respectul, toată, cum îi zice, simpatia pentru el, că e o persoană bătrână care suferă. Bă, a avut o carieră remarcabilă. Adevărata tristețe este că o țară atât de mare, precum Statele Unite, a ajuns într-asemenea situație în care... Fii atent aici, apropo de ce spui persoane... tu. Ronnie Jackson, fost medic la Casa Albă. Nu vreau să sune ca un districat, dar o voi spune din nou. Acest om nu este apt din punct de vedere mental sau fizic pentru a fi președintele nostru și este o situație proastă pentru noi. O parte din slujba președintelui Statelor Unite este să inspire încredere și să proiecteze putere. Da. Iar el nu face asta. Nu face asta, este prea bătrân pentru a face asta și cred că este păcat. Pentru Fox News Channel, Jackson. Ronnie Jackson a fost medicul personal al președinților SUA, Barack Obama și Donald Trump. Și el spune asta... cred că lipsa de capacitate fizică și declinul său fizic încep acum să evidențieze declinul cognitiv pe care îl urmărim de atâta timp. Este un pachet care pur și simplu nu se vinde în întreaga lume și devine o problemă de securitate națională pentru noi. Trebuie să facem ceva în această privință. Mai este logica aceea care spune că o persoană vulnerabilă, slabă, este foarte convenabilă serviciilor secrete care să folosească drept paravan. Cum au fost actorii, Reagan, cum e Zelenski acum, care e propriu convenabil, om de paie. Și atunci vin unii să zică, bă, mai bune... Reagan nu, nu, e și o discuție. N-a fost. A fost frumos împachetat și Reagan. Dar e foarte posibil ca el să fie un om de paie convenabil pentru cei din spate, pentru păpușarii din serviciile secrete care conduc cu adevărat Statele Unite, și să zică, bă, Rex, avem unul care să aibă idei ca Trump. Și să vrea să facă precum el. Hai mai bine lasă-l pe boșorogul ăsta care este semisenil și să-și ducă până la capăt bătrâneța aici. Sună cinic, dar e posibil să aibă. Ce păscări, da. Nu va mai candida pentru un nou. A promis că o să candideze. Eu sunt convins că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Nici nu cred că mai există totul, oricând ne-am uitat. Un soi de, n-aș spune nici măcar anticorpi, un soi de platou, să spunem, a Americii, care nu se poate lăsa vulnerabilizată, nici măcar la nivel... Iartă-mă, orice hegemonie, orice hegemon, da, cum este statul Unite al Americii, nu admite să aibă genul ăsta de călcâia lui Achille. Și totuși asta face. Pentru că și ce să-i faci acum? Să-l suspezi? Nu, înainte de a fi votat. Cum? Nu înțeleg americanii. Care ei sunt adepții testosteronului. Au votat toți. Oamenii votează emoționat. Votează, au votat în virtutea carierei pe care a avut-o. Omul a fost chiar un orator. Știi cum zic eu? Românii merită tot ce e bun. Cei mai buni. Americanii merită tot ce e mai bun. Ei și l-au votat cu mâna lor.